lăsat și eu cu dragă, frate, și m-am întrebat la geometrie. Doamna Lumă, da? Da. Ce acolo? Deci, aici sunt câteva probleme să le abordăm. Poziția unei drepte față de un cerc. Nu? Așa poziția unei drepte față de un cerc. Dreapta se cantă la cerc. Deci, și acum să discutăm. Cum dăm, da. Da? Cum poate să fie surprins o dreaptă în raport cu un cerc? Păi poate să fie lipită de cerc. Un singur punct? Da. Adică să fie tangentă la cerc. Să aibă două puncte. Secantă. Sau să nu intersecteze deloc. Exterioare. Deci avem pozițiile acestea. Exterioare. Trebuie să ne arătați ce se întâmplă. Da, imediat exterioară, tangentă și secantă. Așa, deci dacă socotim un cerc, da? Ia primul scociu. Ce vrei? Să fac cerc. Da, deci un cerc de centru O și rază el și iată, o dreaptă A este exterioară, B, dreapta B, am să o duc tangentă cercului, A, B, și secantă C. Dreapta C se cantă. Aia e cercul două puncte. Da. În, hai să zic aici în T, tangentă în punctul T, și în A și B cele două puncte care taie cercul. Deci pentru exterioară, în paranteză A mic, pentru tangentă B mic, dreapta B, și C pentru situația aceea de a fi dreaptă secantă. Cercul, da? Da. O altă problemă care a spus-o, e vorba de triunghiul înscris în cerc. Da. Asta, cercul înscris în triunghi, parcă, nu? Sau da, cerc înscris într-un triunghi. Înscris, da. Da. Cerc înscris într-un triunghi. Cercul înscris într-un triunghi. Ce înseamnă că e înscris în triunghi? Adică cercul e în triunghi. În interiorul triunghiului. Da. Cercul este în interiorul triunghiului. Și înseamnă că el este tangent laturilor. Da? Este tangent laturilor. Adică într-un punct așa. Deci înseamnă... Fiecare latură are un punct. Cu cercul, nu? Uh-huh. Fiecare latură are câte un punct cu cercul. Știți voi cum se găsește centrul cercului înscris? Pentru cercul scris. Hai să vedem așa, nu ne mai amintim nimeni din teorie, nu știu, nu mai ține nimic, de nimic. Dar cercul ce calitate are? El e format din toate punctele situate la egală distanță de un punct fix. Deci, faptul că am un triunghi, Miruna, Adi și cu A, B, am un triunghi. Și eu caut un punct care să fie la egală distanță și de asta, și de asta. Și de altceva. La egală distanță, mai întâi de astea două laturi. Cine este punctul ăsta? Pe cine se află punctul ăsta dacă e la egală distanță de laturi? Bisectoare. Bisectoare. Asta era. Deci duc bisectoarea unghiului A. Și îndată găsesc, practic, toate punctele, deci bisectoarea selecționează din plan, toate punctele care sunt la egală distanță de laturi. Deși pe punctul acela. Adică, duc bisectoarea lui A, duc și bisectoarea lui
C sau lui B. Și locul în care s-au întâlnit îmi indică, punctul acesta, îmi indică exact centrul cercului înscris. Pentru că punctul acesta este pe bisectoarea aceea din A și la egal distanță de laturile astea și și pe asta la altă și atunci și la egal distanță de laturile acestea. Cu alte cuvinte, acest punct, fiind pe CC1, da? Pe CC1 și pe AA1, I, deci notăm cu I, deci fie AA1, țineți minte cu asta, parcă așa, fie AA1, bisectoarea unghiului CAB. CAB. Și CC1 CC1 bisectoarea unghiului ACB. ACB. Și CC1 bisectoarea ACB. Iar notăm cu I cine? AA1 intersectat cu CC1. Ei, I, punctul acesta, are calitatea, punctul I, are calitatea că e pe fiecare din bisectoare. Și atunci, de la, notăm cu I, I1 și I, I2 și I, I3 și din cauza că I este pe A1, înseamnă că I, I1 egal cu I, I2. Deci cum I aparține lui A, A1, rezultă că I, I1 egal cu I, I2. Și cum același punct I se află și pe CC1, atunci se întâmplă ca I, I2 să fie egal cu I, I3. Și atunci și I1 egal cu I3. Sigur că poate, datorită transitivității, înseamnă de aici că I, I1 egal cu I, I2 și egal cu I, I3. Asta îmi spune că punctul căutat este cel deștept și în momentul de față, dacă am dus cu exactitate bisectoarele, și fixez vârful compasului acolo, la punctul dintre secții, și mă duc de tangentă la una din laturi, va fi la toate laturi. Corect. Este un cerc perfect. Perfect, un cerc tangent în punctele celelalte. Nu va fi niciuna din laturi secantă sau exterioară. Dacă am dus bisectoarele cu corect precizie. Da. Foarte multă precizie. Deci centrul cercului înscris unui triunghi se află la intersecția bisectoarelor. Nu mai uităm niciodată, da? Deci am muncit acum, am muncit ca să rămâne definitiv în mintea noastră calitatea asta a bisectoarelor, a intersecției punctului. Calitatea bisectoarei, bisectoarea și calitatea, adică localizează sau selectează din plan doar punctele acelea care sunt la egale distanțe de laturile unghiului. Bisectoarea interioară. Există și o bisectoare exterioară. Da? Deci, dacă prelungesc și vorbesc de unghi exterior, am din nou bisectoarea unghiului. Dar mai am vorbit aici de bisectoarea interioară pentru că am vrut să fie centrul cercului înscris. Și da? Israzii, domn profesor? I1, I2 și I3 sunt raze, sigur că da. Ale cercului. Hai să zicem, I1, I2 egal cu I3 egal cu iermic se notează. Exact. Raza cercului înscris. Iermic. Hai să mai facem un pas. Tot discutăm de chestia asta. Eu zic că area triunghiului ABC este suma ariilor triunghiilor AIB, BIC, CIA. Nu? Area triunghiului, să zicem chestia asta. Area triunghiului ABC aria. Hai să notăm cu S. S ABC. Egal cu S AI AI
B plus IS B I C plus IS C I A. Lucru clar pentru toată lumea. Deci IS, pe scurt, are triunghiului ABC egal cu IS A I B. A I B. Cu cine este egal la area lui AIB? E baza AB ori înălțimea da. Supra 2. Corect. Baza, să o notăm cu ce mic asta. Știți bine că laturile opuse unghiurilor respectiv să o notăm cu litere mici. Da, ori I1 care e raza. C ori IR mic, deci egal cu C ori IR mic pe 2, plus asta de jos, A mic, IR mic. Ori IR mic pe 2. IR mic pe 2 plus B ori IR mic. B ori IR mic pe 2. Și egal cu, pot să scot pe IR mic în factor comun. Da, IR pe lângă A plus B plus C. IR pe lângă A plus IR, IR, da. IR pe lângă A plus B plus C pe 2. Și egal cu IR mic ori dar A plus B plus C pe 2 e notat cu P mic, semiperimetrul triunghiului. Corect. Da? Da. Ori P mic. Iată că IS e egal cu IR raza ori semiperimetru. Semiperimetru. Din care scoatem IR mic. IR mic e egal cu IS supra P. Iată formulă foarte tare. Foarte da, importantă. Scrieți copii, ci IP, ci, ca să știți, ci IS. Da? IS este area triunghiului. P este semiperimetru, am zis A plus B plus C pe 2. Și IR mic este raza cercului înscris. De acolo am scos IR mic. Raza cercului înscris egal cu S supra P. Este o formulă foarte importantă. Folosit. Foarte un importantă. Problem. Un problem, da. Bun. Avem și cercul circumscris unui triunghi. Deci cercul circumscris unui triunghi. E vorba de cercul care trece prin vârfurile triunghiului. Da? Deci vorbim și de cercul circumscris și până trecem la probleme, că aveți probleme de făcut în aplicație. Deci notăm ce am spus? Cercul circumscris. În paranteză spus cercul care trece prin vârfurile triunghiului. Așa. Triunghiul este în interior și el e pe afară. Asta trebuie să înțelegi, da? Cercul circumscris. Bănuiți voi cum găsim centrul cercului circumscris? Ce este cercul? Ce este cercul? Cercul este mulțimea tuturor punctelor la egalitate de un punct fix. Cum găsim centrul? Faptul că trece prin vârfuri. Ia gândiți-vă. Ia analizați un pic. Faptul că trece prin vârfuri. Ducem înălțimile? Miruna, nu luăm cam așa la întâmplare. De ce? De ce înălțime, Miruna? Te întreb eu. Să fie înălțimile așele deștepte? Stai, fată, tu mergi. Lie pe toate? Lie la rând. Nu așa, nu. Și băi, să vezi dacă eu sunt de acord cu... Da, și cu noi sunt multe să zicem da. Și tu zici că am știut. Nu, Miruna, nu așa. Ai zis bine, auzi prima dată. Zice totul. A, da? Ce să știi? Hai să ne închipuim un triunghi. Da, un triunghi. A. A. B. Nu fie de triunghi. A, B, C. Și vreau să descoper acel punct care să fie la egal distanță și de A, și de B, și de C. Dacă punctele sunt pe cerc, la egal distanță vreau să fie și de A, și de B, și de C. Mai întâi să fie la egal distanță de AB. Cine este? Mediana. Mediana. Hai să ne amintim. Uite, dacă am un segment AB, MN, să zic așa. MN.
cine este mulțimea puncțiilor la egală distanță de capetele segmentului? Mediana, unde ești vârful cu mijloc? Mediatoare, perpendiculara pe mijloc. Ah, deci înălțimile înseamnă ortocentru și era foarte des folosită chestia aceea. Două concurente și a treia care trecea pe acolo era tot înălțime pentru ca să arătăm perpendicularitatea a două drepte. Corect. Foarte des folosită cu ortocentru. Dar la momentul acesta pe mine mă interesează să găsesc punctul să fie la egală distanță de toate cele trei. Și am mers pe rând. La egală distanță de capetele unui segment. Cine este? Mediatoarea, care înseamnă perpendicularea pe mijloc. Și ea selectează din plan orice punct v-ați opri voi, la orice punct v-ați opri, punctele sunt la egală, la orice punct, el este la egală distanță de capetele segmentului. Corect. Deci punctele de pe mediatoare se bucură de proprietatea că sunt la egală distanță de capetele segmentului. Iau un punct la întâmplare, uitați aici, pe. Pe A este cât pe, pe M cât pe M, pentru că triunghiurile care s-au format, o să notez aici, triunghiul ăsta e congruent cu ăsta, pentru că sunt dreptunghice, au pe P o comună, M o este cât o N, da? M o cât o N. Și deci toată povestea asta îmi spune că și P M e cât P N. Da? Deci suntem în situația aceea de a spune că e vorba de un triunghi isoscel, la urmă, da? În momentul de față. Așadar, ca să găsesc centrul cercului înscris, centrul cercului circumscris, duc mediatoarea lui AB, adică caut mijlocul lui AB, și duc o perpendiculară pe AB. Da? Aici am 9 de grade. Iată, perpendiculara pe AB, M indice AB. Da? M indice AB. Mediatoarea lui AB. Mai trebuie să duc mediatoarea și a lui BC. Da? Și mediatoarea lui BC. M indice BC. Și cele două se întâlnesc într-un punct. Acesta e punctul căutat, O. El este centrul cercului circumscris, pentru că este și pe asta, deși la egală distanță de A și B. A și B. Este și pe mediatoarea cealaltă, deși la egală distanță și de C și de B. Înseamnă că, de fapt, toate trei sunt egale, da? Deci, fie M indice AB, mediatoarea cui? Lui AB. Și M indice BC, mediatoarea lui BC. Ei bine, M indice AB intersectează M indice BC egal punctul O. Asta înseamnă că O este și pe unul și pe cealaltă, de cele două drepte, da? De fiecare din ele. Deci rezultă că O aparține lui M indice AB și asta înseamnă că OA egal cu OB. O se află și pe M indice BC. Asta înseamnă că OB egal cu OC. Și din cele trei constatăm că OA egal cu OB, OB egal cu OC și egal cu R mare.
Așa se numește, da? Raza centrului circumscris. Deci o A egal cu o B egal cu o C egal cu R mare. Da. Aici am o formulă. R mare egal cu ABC supra 4S. Vreau să văd dacă o descoperiți noi. De unde formula asta? R mare egal cu ABC supra 4S. Mă scrie. Da? Deci raza cercului circumscris. Da, raza cercului circumscris. E produsul laturilor. Tuturor laturilor supra 4... De 4 ori aia. De 4 ori aia. Vreau să văd dacă o descoperiți voi. Să nu faceți același lucru, că nu știu dacă am făcut-o. La clasa 5-a mai devreme, am avut transformarea fracțiilor zecimale, periodice, simple și mixte în fracții ordinare. Și băi, da, zic, cum de-a venit? Cum i-a venit în minte chestia asta? Cu chestia, scrim grupul de cifre, scădem acolo. Exact microfonul. Și o tastat algoritmul de transformare a numărul fracțiilor... Se trimise pe ei la profonă. Da. Și m-a pățit și eu. Exact. Și o fetiță, nu a făcut ei în timpul lecției, ci o fetiță, probabil, undeva din țară, a făcut chestia asta repede, că zis, eu am tastat acum și mă trimis la profonă. Este făcută lecția. Acum, noi, în clasa 6, am făcut-o de mai multe ori. Algoritmul de transformare. Păi, da, am făcut cu X, când am recapitulat la 5-a și... Da, da, când am dat, notam cu X, făceam acolo, nu știu ce, pe acolo. Așa și ai cum noi tot și vă spun. Nu știu dacă am făcut-o, el mare egal cu ABC. Așa, dar nu știu dacă de data asta Google-ul vă duce acolo. Dar vă duce, probabil, la altcineva. O fi făcută de cineva. O să vedem. Să vedem. Trebuie făcut un cert acolo și văzut cum îi coarie. Ori voi vă duce și descoperiți voi, ori Google-ul vă ajută. Nu acum. Ei, dar așa se întâmplă uneori. Da? Așa se întâmplă. Acum tu ai făcut o observație cu Ivan. Da, să știți că nu mă mișcă. Nu mă mișcă. Observația făcută... Nu. Da. Mergem mai departe. Facem și acum ne apucăm de probleme. Da. Sigur, între timp caută să vadă dacă găsim, știi? Asta ca să mă ajute totul acum. El are telefon, domnul. Da. Să vedem... Problema numărul 1 de la 180. Unul de la 180, da? Ipoteză. Stabiliți poziția dreptei D față de cercul C de centru O și rază 6 cm, dacă. Asta e la temă? Da. Deci stabiliți poziția... Cercul C, cercul de centru O și rază 6. 6 cm, dacă. Amic. Amic. D... Deci distanța de la O la... De la O la dreapta... La dreapta D e de 4 cm. Distanța de la O la dreapta... D, așa scrie, da. Exact așa scrie, domnul. Așa, da? Da, egal 4 cm. 4 cm. Azi nu se înțelege că e D ăsta. Aha. Celălalt. Da? Hai să notăm cu D1. D1. Dreapta D1. Da, aici dacă e D, da. Dacă distanța de la O la D1 e 4 cm, să stabilim poziția dreptei față de cerc. Am aflat, profesor. O găsit voi. Ai spune ceva? Mâine. Mâine? Mâine, nu are de mâine. Facem cerc. În cerc, da. Era de radio 6, nu? Așa, raza 6.
Și distanța de la centru la D1, cu ce se măsoară distanța? Cum se măsoară distanța de la un punct la o dreaptă? Perpendiculară, așa, da? Deci, practic, distanța de la punctul respectiv, de la O, la dreapta respectivă, e doar de 4 cm. Așa. Ei, dacă nu mai 4 cm, cum se prezintă dreapta asta? Ce vreau? Ce fel de dreapta este? Vreau să zic că e tangentă, secantă sau cum? Așa, trebuie să spuneți că e tangentă, secantă. Secantă. Secantă, sigur. Da? Deci, să ținem minte, dacă distanța de la O la o dreapta de 1 este mai mică decât raza, dacă e mai mică decât raza, atunci dreapta de 1 intersectează cercul respectiv din centrul O și raza de el și obținem două puncte A și B. Da? A și B. Deci, înseamnă că dreapta respectivă este secantă, da? Rezultă D1 secantă. Bun. Dacă acum distanța avem... de la O avem la 4 D1 4, egal chiar cu raza, exact. Hai să discutăm noi. Exact, discutăm. Chiar egal cu raza era următorul. Da, dacă e egal cu raza, înseamnă atunci că D1 intersectează cercul de centru O și raza de el și îmi dă un singur punct. Adică tangentă. Sigur că da. Deci egal un punct, T, am notat noi. Deci dreapta D1 este tangentă. Dacă nu înțelegi, rog să-l întrebi, domnul profesor. Ce? Ce nu înțelegi? Ce facem acum? Ce, ea nu înțelege ce face. Stabile suportul teoretic. L-am mai spus data trecută. Care e poziția drept de față de un cerc? E secantă, tangentă și exterioară, da? Și legat de problema asta, fiindcă am văzut acum că raza e 6. În raport cu raza se gândește distanța. Da. Dacă distanța mai mică decât raza în minuna, înseamnă că dreapta e secantă. Era la punctul A, era 4 cm. Mm-hmm. Și atunci, uite, o tăiat în două puncte. Dacă distanța e egal chiar cu raza, chiar cu raza înseamnă că e tangentă. La cerc. Deci dacă distanța e chiar raza, înseamnă că e aici tangentă. Mm-hmm. Și dacă distanța e mai mare decât raza, este exterioară dreapta. Mm-hmm. Asta vreau să punctez. Deci ce am spus mai înainte, poziția relativă a unei drepte față de un cerc? Și dacă e zero? Dacă distanța este zero, atunci... Trece prin centru. Trece prin centru. Uh-huh. Trece exact prin centru, da? Și deci e diametru. Da. E diametru, sigur că da. Adică tai în două puncte, dar ca diametru. Uh-huh. Văzute, coarda cea mai mare devine atunci. Și vrea să desenăm, nu? Distanța. Dar trebuie să spui cum este... Nu, păi aici distanța e egal cu 4 cm. Da. Cum distanța... Ce este 4, perpendiculară? 4 e mai mic decât 6. Că raza e 6. Da, 4 e mai mic ca 6. Rezultă că dreapta de 1 intersectează cercul de centru 0, O și 6. Egal cu mulțimea formată din două puncte A și B. Am arătat, am spus? Adică atât, adică e secantă, atât, da. Asta înseamnă că dreapta de 1 este secantă. Acum la punctul B. Dacă distanța de la O la dreapta de 1, 2, este de 6 cm. Tocmai ce punctul B. Dacă distanța de la O la D1 egal cu 6 cm, egal cu raza. Corect, cu raza e 6. Raza și egal cu 6, nu? Da. Atunci înseamnă că dreapta de 1... Cum este? Tangentă. Intersectează cercul de centru O și 6, egal cu mulțimea formată dintr-un singur punct. Deci, înseamnă că dreapta de 1, este tangentă cercului. La punctul C. Ce? Distanța de la O la dreapta de 1 este de 8 cm. De 8 cm. 8 cm e mai mare decât raza. 6. Exterioară? Care e egal cu raza. Mulțimea vidă. Nu mulțimea vidă, băi. Aici e cu nicăieri, înseamnă că este exterioară. Deci rezultă că D1 intersectează cercul de centru O și
rază 6, egal cu mulțimea liberă, ai spus bine, nici într-un punct. Asta înseamnă că dreapta de 1 exterioară. Este dreapta exterioară cercului, da? Distanța de la O la dreapta D, 0 cm. Distanța punctul D. D. Distanța de la O la D1 egal cu 0 cm înseamnă că O aparține lui D1. Dacă distanța e 0, înseamnă punctul O e chiar pe dreapta de 1. Exact. O aparține lui D1 și rezultă că D1, dacă aparține lui D1, D1 ce este? Este secantă chiar diametru, da? Chiar... Dacă trece pe diametru. Deci diametrul e partea cea mai mare. Da. Este dreapta respectivă determină diametru. Da. Apariția diametrului, să zicem, în final. Da? De unul intersectează cercul de centru O și rază R, egal cu mulțimea formată, așa spunem, da? Egal cu mulțimea formată de punctele A și B, A, virgulă B, iar AB, în condiție, este diametrul cercului. Diametrul cercului. Deci, cum am spus, dacă distanța este 0, O aparține lui D1, deci D1 intersectează cercul centrul și rază R în două puncte distincte A și B, iar acestea A și B constituie diametrul. Corect. Problema numărul 2. Hai. Problema 2. Bine, Dragoș. Odată Tudor, odată Dragoș. Și o să nu dăm acolo Tudor. Ia că va scapă. Încet, Tudor, încet. O să nu aduc. Nu spargi în tabla. Încet, încet, trebuie să cumperi și altă tablă. Nu numai că cumpăr. Povestea este că până când cumpăr, nu știu ce, noi mâine avem nevoie de lecții. Păi vă dați seama că seara asta o cumpăram. Dar aia cu marcă. Nu-mi place. Nu e bună, Tudor, că am încercat noi pe ea. Mers noi și nu ne merge. Nu e bună. Pentru ce se face aici așa la că să ștergi, nu e bună. Ce ai? Aia e așa... Pentru... De joacă. Două, trei minute de scris la exact. Ta. Câtă, problema numărul 2, de la pagina 180. 2 de la 180. Fie punctul B aparține cercului de centru O și rază 6 cm. Punctul D, parcă B mare. B aparține lui cercului de centru O și rază 6 cm. 0,6 cm. Așa. Și A mare, în interiorul cercului. A mare aparține în interior. Cerc, astfel încât tot același cerc. Da. Astfel încât AB tangentă la cerc. Așa încât? AB să fie tangentă la cerc. AB mare, domnul profesor. Da. AB. Tangentă la cerc. Intersectează cercul și centrul O și 6. Egal un singur punct, nu? Păi în AB, nu? A, oleu. A aparține interiorului cercului, B aparține tot cercului, uitați-vă. Da. Și A aparține interiorului, astfel încât AB AB e tangentă la cerc și AB e dat cu 6 radical din 3 cm. Haideți să facem un cerc și o dreaptă AB tangentă cercului, ce se mai discută. Așa facem un problem. Facem centrul O întâi. Deci, centru. Da. Centru O. O. Raza e 6. Un punct A, B, B. Pe cer. Pe cer. B. Un punct aici, undeva. Andrei, mamă, ce mă dai jos. Bun. Și A-ul. Atenție. A-ul ai spus că e interior. În interiorul cercului. Păi dacă A este în interior, A, B, cum să fac eu să fie tangent? Rază ca și fiind tangent.
Păi, tangente să fie... Deci B aparține cercului. B aparține cercului. Fie B aparține cercului și A în interiorul cercului. Astfel încât AB tangentă la cerc. Dacă e pe plan, nu înseamnă că e în interiorul cercului? Păi, ăsta este interiorul cercului și ăsta este exterior. Aha. Da. Dacă e pe plan, pe cerc? Cine să fie pe cerc? A, dacă e pe cerc, nu e interior? Păi, interiorul cercului, pe cerc înseamnă pe O, în interior asta și exterior asta. A, da? Deci, nu mi-e clar deloc aici. Cum să duc eu pe A, B, să fie tangent în B, ar trebui să fie. Dacă ar fi A în exterior, măi, dacă A aparține în exterior, așa încât AB ca lungime. AB. Dar aici se radica din 3. AB, deci B-ul este pe aici undeva, sau poate fi și dincolo. Aur este. Aur. Da. Și într-o parte și în cealaltă, da? Da. Să luăm în poziția asta. Și ce drept ăla din interior, domn Păpătă? Da. Și asta este de 6 radica din 3. Deci AB egal cu 6 radical din 3. Bun. Și raza e 6. Și raza, ieri, da, egal cu 6 cm. Deci OB-ul, nu la noi, nu, domn profesor? OB, sigur că da. OB-ul e 6. 6 cm. Bun. Să se afle. Lungimea segmentului OA. Atunci OA egal cu cine? Da, și la B mic, perimetrul și area triunghiului ABD. B mic, perimetrul. Și area triunghiului. ABD, unde OA intersectează cercul, OA intersectează cercul în punctul D. Așa, da. Da, am clarificat-o. Deci se cere perimetrul ABD, ABD, ăsta, da? Da. Perimetrul și aria? Sau ce și aria și perimetrul, da. Perimetrul și aria. Da, da. Perimetrul și aria triunghiului ABD. Corect. Gata. Hai să vedem cum gândim aici. Păi, prin teorema lui Heron, aflăm AO. Heron. Da, în AO, nu? Nu? Hm? Dar ce știi tu? Pe două laturi. AB și BO. Forma lui Heron era pentru aflarea arii. Da, și trebuie să știi toate trei laturi. Și ce foloseam când aveam două și ajuns să aflu pe a treia? Teorema Pitagora generalizată. Dacă știi, cosinus unii între ele. Nu știm. Și totuși, aici, unghiul ăsta, e din ori de gratis. De ce? Pentru că e tangentă. Motivul? De ce? L-ai întrebat foarte bine, da? Că n-ar fi fost dreapta secantate, perpendiculară pe mijloc. Da. Deci, care unește punctul cu mijlocul, e perpendiculară, da? Da. Este proprietatea asta, că totdeauna coarda sau perpendiculară dusă pe mijlocul porții, perpendiculară dusă trece și prin mijlocul porții. Și prin mijlocul arcului. Și reciproc. Dacă treci prin mijloc sau prin mijlocul arcului, este perpendicular pe poarta respectivă. Uh-huh. Ei, acum, când tai într-un singur punct, înseamnă că punctele acelea vin amândouă aproape unul lângă altul și de aceea coarda aici se duce, uitați cum se duce, paralelă cu ea însăși, nu? Coarda asta curge perpendicular
Și tangentă la cer. Și devine tangentă la cer. Totdeauna, totdeauna, notați-vă, totdeauna tangenta este perpendiculară pe rază. Pe raza cerului. Tangenta este perpendiculară pe raza cerului. Tangenta este perpendiculară pe raza cerului. Și dacă e perpendiculară acum, Miruna, dacă e perpendiculară și pe asta o știm, o A, B, o ăsta e de 6. A, B e de 6. Adică. E teorema lui Pitagora. Da? Și teorema lui Pitagora putem afla pe A, O. Hai să zicem. Deci în triunghiul. Și dacă m-a aflat-o pe A, O, hai să ne facem planul de lucru. Aflăm pe A, O, da? Da. Putem să-și folosim teorema catetei. Ca să aflăm pe A, D. Pe A, D. Teorema catetei, dacă B, D ar fi perpendicular pe A, O. Dar nu este. Deci teorema catetei are un loc. Pot vorbi dacă am dus înălțimea din vârful unghiului drept. Dar B, D nu e înălțime. B, D, așa ar fi trebuit dat. Ca să vorbesc de catete pe acolo. Bun. Am aflat pe AO. Ce fac mai departe? OD și OB sunt congruente. OB și OD sunt congruente. Știm noi de ce? Da. Da. Pentru că sunt raze. Da. De 6 cm. Da. Cum AO era de cât? Da, avem și AD-ul. Deci pe AO am aflat-o prin Pitagora. Da. Acum știm pe AD acum. Da. Mai dacă știm pe AD, ne trebuie BD pentru perimetru. Mm-hmm. Deci ne trebuie BD pentru perimetru. Insist. AO am aflat-o prin Pitagora. Pe DO știm. Deci am aflat repede pe AD. Scădem din tot AO pe DO și am aflat-o pe AD. Apoi, cum aș afla-o pe BD pentru perimetru? Că în triunghiul ADB știu pe BA, știu pe AD, îmi trebuie DB. Pe AD, domnul profesor, cum ați aflat-o? Pe AD? Păi ne-am scos din toată AO. Care s-a aflat cu Pitagora? Pe Pitagora am scăzut pe OD. Care e rază? AOD era, da? Și am aflat-o pe AD. Deci e treabă simplă. Cum aflăm pe BD? Suntem în momentul ăsta, pe BD. Ca să mă duc pentru perimetru, să zic așa. BD. BD. Nu trebuie neapărat BD-ul. Nici nu discutăm. Nu e înălțime ca să păi situate ca să mă duc teorema înălțime. Și totuși BD, Miruna spunea, că BD este a treia latură din triunghiul BOD. Cum aflăm pe a treia latură dintr-un triunghi? Dacă știm pe două, că două știm pe BO și pe DO. Din teorema... lui Pitagora generalizată. Da. Dar trebuie și cosinusul unghiului între ele. Da, dar cosinusul ăsta... noi avem acolo un tip. E sus cel. Da, dar cosinusul unghiului. De unde pun mâna pe cosinus? Eu cosinusul pot să afla numai într-un triunghi dreptunghi. Dreptunghic. Păi să mă duc acolo, mă mai 45 de grade. Dar de unde să știu 45 de grade? Ce îmi spune? Adică, nu pot să spun 45 de grade, că dacă ar fi 45, 45 ar fi da. Și ăsta. Că triunghiul ăsta A, B, O e dreptunghic. Asta e. Păi aplicat o funcție, măi, doar am mai discutat. Facem din B pe A, nu perpendiculară. Dar de ce să duc? Aplicăm cosinusul unghiului. Aplicat o funcție, măi, cosinusul unghiului ăsta, care îmi trebuie mie. Exact.
cateta opusă. Da, da. Păi ipotenuză. Și cum și cateta opusă, știi și ipotenuză, și tu cosinusă. Care cosinusă trebuie în teorema de Pitagora generalizată. Și vedeți cât de... N-are importanță. Nu mai știi valoarea, mama. Deci ca idee. Lucrul în sine. Aplicați o funcție, care eu nu mă apuc de făcut acum probleme, ci îmi fac strategia. Ce șanse am? Îmi construiesc ideea de lucru. Și spun, stop. Pentru perimetru. Pentru perimetru triunghiului A, B, D. Ce știu? Știu pe AB. Pe AD nu știam. Dar am aflat-o, că am aflat-o mai întâi pe AO, am scăzut pe DO și am aflat-o pe AD. Ne-am blocat aici. Nu știam cum să aflu pe BD. Ce să fac? Cum să aflu pe BD? BD, care îmi trebuie în triunghiul ABD, ia BD este și latură în triunghiul BOD. În care știu pe BO și pe OD, două laturi. Și imediat îmi fuge mintea spre termenul Pitagora generalizată, care zice pătratul unei laturi egal suma pătratelor celorlalte de două, minus de două ori produsul lor, o cosinusul unii dintre ele. Nu am cosinusul. Da. Ce mă fac? Mă duc în drumul de dunghi și bag cosinusul. Și aflu cosinusul ăla de care am nevoie. Mm-hmm. Care înseamnă cateta opusă, cateta alăturată, supra ipotenuză. Da, dar vă duceți într-un dreptunghic? Neapărat. De-aia vorbesc de catetă. Da. Când zic catetă și ipotenuză, nu mai întâlnim dreptunghic. Deci, vedeți? Și acum gata, e clar. Pot să aflu. Hai să ne ducem pe perimetru și primul mai vedea ce face. Începem. Adi, condumă. Nu mai scriem la A1. Păi, dar de ce să nu scriem? La A e OA. OA. Hai să aflăm. Teorema lui Pitagora. În triunghiul. În triunghiul. În demonstrația, da? Da. În triunghiul. ABO. ABO. Avem. Avem A, B, 6 radicali din 3. A, B egal cu 6 radicali din 3. B, O, 6 cm. B, O, 6 cm. Și măsura unghiului B, O, D. Măsura lui B, O, D. Egal cu 90 cm. A, B, O. Ce? A, B, O. Corect din 90. Păi da, zici BUO, BUO, D. BUO, D ai zis, Adi. Adi, ce faci? A, BUO, puiule, ăla-i din nou de zirea. A, BUO, da? Este 90 de grade. Da. Și atunci... Conform teoriei mele cu Pitagora, zi, aduți. Păi, nu mă lăsa pe el, că vreau să-l trezesc. Hai, hai, Adi. Rezultă că A, O, pătrat. A, O, pătrat. Egal cu A, B, pătrat. Da. Plus A, ce pătrat, plus B, o pătrat. Plus B, o pătrat, știu ce îmi spui, asta e echivalentul. A, o pătrat egal cu 6 radical din 3 la pătrat, plus 6 la pătrat. A, o pătrat egal cu... Asta e. 108. 108. 108. Plus 3, 6. Plus 36. 144. 144. Și 12. Deci înseamnă că au... Înseamnă că bădă mediană. Și putem să aflăm altfel. Iona zice că bădă mediană. Putem să aflăm altfel. Într-un diablo. E tot 6. Da. Cu mediană, tu poți înălta. Corect. Deci AO este 12. De desubt spunem D. BO egal. DO este egal cu 6. Rezultă din cele două că AD egal cu 6 cm și atunci rezultă din ăsta două, fiindcă DO egal cu AD, DO egal cu AD, deci cum DO egal cu AD și egal cu 6 cm, rezultă că AD BD mediană. Și mediană într-un dreptunghiul ce faci? ABC. Deci te faci în dreptunghiul 6. E jumătate din ipotenuză. Da. Asta da. A, B, O. Și fiind mediana în triunghiul respectiv, ea este jumătate... E și înălțime, că ea nu... Nu. Mediana în triunghiul dreptunghi, dar ai zis că e jumătate din ipotenuză. Da. Deci rezultă că... BD. BD.
este egal cu jumătate 6. Din ipotenuză. Din AO. Din AO. AO pentru. Și egal cu 6 cm. Cateta 1, cateta 2. Și atunci, ce facem? Perimetru. Deci rezultă că perimetru ABD. ABD. Da. Egal cu 6 radical din 3 plus... Plus 6. Egal cu 6 pe lângă. 6 pe lângă. 2 plus radical din 3. 2 plus radical din 3. Radical din 3. 2 plus radical din 3. Și cu asta am aflat perimetru. Acum are. Deci, la perimetru putem răspunde. AO am răspuns că este 12. Perimetru 6 pe lângă 2 plus radical din 3. 6 pe lângă 2 plus radical din 3. Și acum aria. Aria. Păi ducem înălțimea din B. Aria lui AO. Ducem înălțimea din B și se cade pe AO. Deci înălțimea din B. Păi dacă aria o mai putem afla și dacă știm și pe cu altă formulă. Într-un triunghi, oarecare. Da, nu-i dreptunghi. Știu. Miruna. Deci noi avem așa, avem un triunghi, avem un triunghi dreptunghi, Miruna. Păi de vezi? E vorba de A, B, O. A, B, O. Și am dus mediana B, D. Și trebuie să aflu area lui A, B, D. A, e 2 ori A, B, D. Că mediana împarte două arii, două triunghi. Totdeauna, în orice triunghi, împarte triunghi în două triunghi echivalente. Da. Adică de arii egal. Pentru că area lui, hai să înțelegem de ce are. Area lui BDO e baza DO ori înălțimea. Corect. Care pică în afară, digo aceea, e AD ori înălțimea. Corect. Și fiindcă AD este cât DO, e clar că totdeauna, în orice triunghi, mediana împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Da. Și acum, deci pe baza asta, cum am spus că, ziceți așa, în triunghiul care A, B, O, A, B, O, B, D, mediană, rezultă că area lui A, B, D, area lui A, BD, egal cu area lui BDO, BDO, și egal cu area lui ABC, area lui ABO, ABO, da, pe 2. Deci area asta egal cu area asta și egal cu area întregului trenite, pe 2. Dar ABO nu putem afla? Ba da. Cum? Păi e... Deci egal mai departe cu C1 ori C2 pe 2. Și egal, cateta 1 știu 6. 6 ori 6 radical din 3. 6 ori 6 radical din 3. Pe 2. Simplificăm acum. Și face 3 ori 6, 18 radical din 3 cm pătrați. Iată că am aflat și area. Corect. Care au fost momentele importante în care și ce? Când am trasat înălțimea mediana. De la bun început, cel mai important a fost... Area lui ABD este egal cu 18 radical din 3 pe 2. Da, asta l-am zis eu acum. Pe? Pe 2. Mai trebuia pe 2, da. Pe 2, încă o dată pe 2. Pe 2, da. Aici trebuia pe 4. Pe 4, da. Haideți să punem pe 4 să simplificăm. 2 pe 4 aici. Pe 4. Da, și 9 radical din 3. Și bine, foarte bine că observat aici, face 9 radical din 3. 9 radical din 3. Mai simplificăm aici. Uh-huh. Iar și 3 ori 3, 9 radical din 3. Foarte bine că observat. Bulină roșie, pentru că, nu? Stai până am greșeala asta. Exact. Eu mă grăbeam să punctăm momentele importante. Anca ar vrea momentele importante. Teorema de pitagora ca să aflăm pe AO. Da, dar mai devreme. Cred că ideea că tangenta la cerc e perpendicular pe rază este primul moment important. Păi da, care nu cred că l-au știut. Da?
Dacă nu știam chestia asta, nu puneam problemă. Nu avem nicio șansă. Deci noi întâlnim momente importante. Bun. Momente importante. Tangenta. Tangenta la cerc este perpendiculară pe rază. Da, tangenta la cerc este perpendiculară pe rază. Asta înseamnă că triunghiul ABO dreptunghic. Foarte important. ABO, triunghi dreptunghic. Al doilea moment important. Care ar fi al doilea moment important? Când am aflat pe BD. Când am aflat pe BD prin teorema lui... Prin cam mediană. Am mers pe culoare cu mediană. Corect. Aflarea lui BD, BD, al doilea moment... A fost mai rapid. S-a brodit să fie așa. 6 și 6. Dacă nu era minuna... Așa, varianta așa. Asta, ne trebuie transversalizat cu cosinus sau patru. Așa, deci al doilea a fost acesta, da. Moment important. Al treilea moment, aflarea arie, nu? Da. Că aria mediană parte triunghiul, două triunghiuri echivalente. Asta a fost cele care. Mai departe. Hai, tu, Dragoș. Acum cred că se rupi singură, că... Nu? Da. Vă lăsăm. 56. Da. 56... Am putea să o rupe. Să o rupe. Mai sunt două probleme. Da.